Criza economică, dar și tehnologia ar putea lăsa oamenii fără locuri de muncă. Evoluția tehnologiei îi sperie pe unii dintre angajați, care se gândesc că ar putea fi înlocuiți de roboți sau munca lor ar putea fi făcută de calculatoare și aplicații. De când a apărut aplicația de inteligență artificială ChatGPT, au fost mai multe controverse, precum că oamenii care lucrează în comunicare ar putea fi înlocuiți de inteligență artificială. De asemenea, recent, un mare lanț de magazine a anunțat că va renunța la toți casierii și va implementa case self-pay. Însă compania susține că nu va concedia angajații, ci le va acorda alte roluri. Specialistul în resurse umane, Sorina Fire, a explicat ce tipuri de joburi riscă să fie automatizate în viitor. Expertul spune că în viitor am putea vedea cum munca celor care lucrează în retail, call center sau traducătorii este făcută cu ajutorul tehnologiei. Orice job care poate fi automatizat poate fi înlocuit în viitor. Rolurile cu grad mare de risc de înlocuire sunt în principal cele repetitive sau care pot fi făcute mai eficient și mai ieftin de robot sau softuri. În general, vorbim de roluri de muncitori necalificați în producție, retail, call center, curieri, pasnici, dar și de roluri specializate. Consultanți bancari, contabili, designeri, arhitecți, traducători, funcționari publici și chiar anumite joburi din IT, a declarat Sorina Fire, specialist în resurse umane. Expertul spune că pe viitor vor apărea și noi locuri de muncă. Piața muncii se află de ani buni în fața unor schimbări radicale și irreversibile. Toate acestea deschid oportunități noi pentru companii și pentru angajați, dar vin și cu o serie de riscuri care trebuie gestionate pentru a nu accentua inegalitățile și nu a crea o discrepanță foarte mare între angajații înalt calificați și necalificați. La fel cum acum 20 de ani nu existau foarte multe dintre joburile de astăzi, la fel va fi și în viitor. Vom avea domenii și joburi care astăzi încă nu există. Pentru ca aceste schimbări să nu fie o povară pentru angajați și piața muncii, abordarea corectă trebuie să fie cu accent pe pragmatism, flexibilitate, programe de învățare, recalificare și măsuri de reintegrare. Doar așa putem spune că avem o tranziție cu riscuri cât mai mici, a adăugat Sorina Fire. Un mare lanț de hipermarketuri din România a început refacerea liniilor de case din magazine și construirea unui parcurs 100% self-checkout pentru clienți ca parte a proceselor de modernizare și digitalizare a companiei. Clienții vor aștepta mai puțin la casele de marcat, care vor fi deschise în permanență, informează compania Auchan. Angajații de la casele de marcat se vor îndrepta către o nouă meserie în cadrul companiei, cea de consilier, noul lor rol fiind acela de a acorda consultanță și suport pentru clienți. În funcție de dimensiunea magazinului, între 16 și 50 de case rapide self-checkout funcționează permanent în fiecare unitate. Potrivit companiei, peste 60% din încasările cumpărăturilor se realizează la casele rapide self-checkout, acest comportament fiind accentuat cu precădere în ultimii 2 ani. De asemenea, mai multe magazine din rețea înregistrează deja o utilizare exclusivă doar a caselor în care scanarea și plata produselor se fac în regim self-checkout, relatează ziare.com.